Patronul FCSB, Gigi Becali, este impresionat de dimensiunea războiului provocat de Vladimir Putin în Ucraina. Acesta este gata să le ofere cazare la baza de antrenament a echipei sale din Berceni. Vladimir Putin a decis să pornească o intervenție militară în țara vecină de la nord, după ce liderii republicilor separatiste Lugansk și Donbass i-au solicitat ajutorul militar pentru a înlătura forțele ucrainene din cele două teritorii. Evident, Putin nu s-a rezumat doar la intervenția dintre cele două regiuni și a invadat toată țara. Totodată și Gigi Becali și-a oferit sprijinul prin vocea lui Mihai Stoica, managerul general de la FCSB. Gigi Becali dorește să pună la dispoziția ucrainenilor sosiți în România baza FCSB din Berceni. Eu nu vreau să fiu înțeles greșit, toți suntem alături de cei care înfruntă asemenea probleme în 2022, e aproape incredibil. Nu cred că jumătate de hectar, atât cât are gazonul de pe Arena Națională, poate să găzduiască atâția oameni printre scaunele alea de plastic. Mai degrabă, dacă e vorba de montat corturi, se găsește loc la marginea Bucureștiului. Cred că Gigi poate să ajute, are posibilități. Nu e un subiect care să stârnească zâmbete, dar cred că avem posibilități, nu neapărat pe Arena Națională. Mi se pare o chestie spre populistă dacă discutăm cum punem la dispoziția refugiaților un stadion. Noi avem posibilitatea și în bază, avem suprafață mai mare decât la Arena Națională, unde putem să-i găzduim. Ai senzația că Arena Națională are restaurante ca în stadioanele care au costat mai puțin din vest? Arena Națională e un stadion sec, n-are nimic, nu are dotări. Au dat foc la bani, ce să mai discutăm, a spus Mihai Stoica, potrivit telecomsport.ro.